Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod de Apex Legends. Nu uitați să dați un share, like, coment, subscribe, mă ajută foarte mult să activați clopoțelul de notificare, atunci veți fi notificați când voi încărca un clip nou pe acest canal. Hai să vedem ce facem și în acest episod de Apex Legends. După cum se și vede, s-a dat noul update din Apex Legends. Despre ce este vorba? Este vorba pentru că vă arăt noul personaj, să vi-l arăt. Rampart este o fată rusoaică pe care noi o considerăm, este în bar la ea. Ea ce face? Este o spătăriță care servește clienții și ne ajută foarte mult că este sub acoperire și ajută pe aceste personaje. Aceste personaje sunt acești eroi pe care eu i-am, după cum se și vede. Restul nu i-am deblocat încă, dar poate facem bănuți să-i deblocăm și noi. Cât costă? Costă foarte, foarte mult să o deblocăm. Vă dați și voi seama, după cum se și vede. Așa că vă arăt despre ce este vorba în acest joc. Hai să dăm și noi să trecem la treabă și să vă arăt despre ce este vorba în acest joc. Pentru că de dimineață am dat și eu și mi-am făcut update-ul pe 20, pe 18 s-a dat update-ul la ora când m-am trezit, 7-8 dimineața s-a dat update-ul. La ora 12 alaltă seară nu s-a dat absolut nimic. Așa că vom intra și vedem despre ce este vorba în acest joc. Trecem și noi la treabă. O să jucăm duo, cum v-am spus data trecută. Vedeți că a apărut de luna trecută, v-am adus la cunoștință că pe Uplay a mai apărut încă un Battle Royale, se numește Hyperscape. După cum se și vede, filmez cu GeForce Now, cu Nvidia Drive. Pentru că am văzut problema de ce nu mergea la mine, este vorba despre Action Mirrorless, pe care este un program foarte bun pentru streaming, pentru înregistrat și așa mai departe, pe care pe mine mă ajută foarte, foarte mult, așa că pe acela nu mai l-am deocamdată, am vrut să văd cum este jocul. Din cauza aceasta a avut un patch sau ceva de genul acesta pe care nu dădea voie să ruleze jocul, nu înțeleg de ce. Poate au o problemă cei de la Uplay cu lucrul acesta. V-am adus la cunoștință ca să știți și voi din punctul meu de vedere, ca să știți despre ce este vorba și în ce constă și acel joc. Acel joc este, am zis că este asemănător cu Apex Legends, dar din păcate este mai mult o interfață a Fortnite-ului 2, hai să zicem 3 ca să nu greșim Fortnite-ul. Da, ești într-o misiune, am zis și v-am adus la cunoștință că de când jucam Far Cry New Dawn, am spus că cei care mă știu de pe acest canal și s-au mutat și pe celălalt canal, știu lucrul acesta. Dacă este, puteți să căutați și voi Far Cry New Dawn, să vedeți cum se lutează niște lucruri în el. De acolo mi-am dat seama că va veni un nou Battle Royale, m-am gândit la Fortnite, la Far Cry și zic că da, dar dincolo este vorba de Tom Clancy de Division 2, care este un pic implementat în acel joc, cum este și Call of Duty Warzone, așa că nu avem ce să facem. Ești într-o misiune pe o insulă și acolo nu o să se întâmple să vină zona peste tine, ci te infectezi, tu trebuie să te nu să te virusezi, să ai grijă să-ți iei antidotul, acel antivirus, să ai grijă pe unde te duci, ai bâtă, ai arme, tot felul de nebunii, dar nu prea mă prinde acel joc. Îl am pe desktop, încerc eu, nu off-camera, să mă joc eu, nu să-l filmez deocamdată. Nu știu despre ce este vorba în acel joc mai mult de atâta, doar am fost surprins să văd și eu cum este jocul, pentru că când s-a lansat jocul luna trecută pe 3-4,
Noi n-am avut voie să-l jucăm, am stat pe Twitch să iau și cheia și mi s-a dat cheia de stream. Pe 5-6 am avut cheia de stream, dar n-am avut noi ca și țară să-l jucăm. Trebuia să schimbi originea țării și așa mai departe, dar ce s-a întâmplat e o mică bătaie de joc. În fine, este fix problema lor, trecem peste asta, hai să trecem la treabă, să vedem despre ce este vorba. V-am precizat și vouă și v-am spus despre ce este vorba în acel scurt mesaj care l-am avut. Hai să vedem despre ce este vorba și în acest sezon. După cum se și vede, s-a băgat o hartă nouă cu gheață sau e aceeași hartă. Hai să vedem despre ce este vorba. Intrăm și noi la duo. Dăm Reddit. De dimineață mi-a apărut la recomandate foarte mult ca streamer care jucau Apex Legends, mai ales japonezi, chinezi, n-am nimica cu ei, dar am rămas și o puțin surprins că mai joacă asemenea oameni jocul acesta. Cum am spus și data trecută că o să jucăm cu foarte mulți oameni, poate și streameri, și cred că asta am avut perfectă dreptate, nu oameni care trolează. Hai să vedem și noi despre ce este vorba în continuare. Trecem la treabă, așteptăm puțin să se încarce, nu-i nicio problemă. Da. Da, se încarcă puțin mai greu. Mai deocamdată și Nvidia Drive GeForce își face foarte, foarte bine treaba. Dar ăla m-a ajutat pe mine să pot face un pic de stream când este nevoie și mi-a arătat câte ore pot să fac pe acela. Am filmat două clipuri cu el, restul, tutorialele pe care le-am, sunt făcute cu acel Action Mirrorless. Da. S-ar putea să mi-l iau înapoi și să dezinstalez Hyperscape. Da, mănâncă și foarte mult, din păcate. E, că ai și un calculator țapă în... Nu, n-are mult. 13 giga. Depinde dacă vă dă și anumite... Nu știu, DLC-uri sau ceva de genul acesta. Să zicem, cam pe acolo. Da. Hai să vedem pe unde coborâm. Eu a zice cam pe aici. Să coborâm. Bravo, boss. Bine că măcar ești de acord cu mine. Și normal. Nu o să mă auziți ca și data trecută. Trebuie să ne concentrăm. Dacă este ceva important, vă precizez și vă aduc la cunoștință. Nu te cred că tot aici au venit și alții, mă. First blood. Good thing it's not us. Scanning the area. Haide, boss, haide, boss. Nu are asta și ceva și pentru mine. Mergem. Looking for loot over here. Să nu... N-aș băga mâna în foc să nu aibă ceva.
Da, eram sigur că se întâmplă. Și normal. Bravo, boss. Bravo. Da. V-am spus, n-am nicio șansă la duo. La squad mai să zicem. Dar n-avem ce să facem. Ce? La Hyperscape e cam complicat și acolo. Nu pot să spun că nu este complicat. Da. Vedem, habar n-am, vedem. Vedem despre ce este vorba, dar v-am zis, nu cred că o să-l aduc pe canal. Când eu nu mă împac cu cât un joc, nu mă complic. Da, v-am spus că aduc Valorant. Sau Valorant. N-t. Valorant. Valorant, îmi place mie să-i spun. Valorant. Apex Legends, Valorant, Call of Duty, Warzone sunt principalele jocuri care le aduc de aici încolo. Și normal. Da. Nu știu, vom vedea, habar n-am. Introducing your champion. Să vedem unde coborăm, unde vrea și el să coborăm. Sau ea. Nu știu, cred că mă mut să jucăm și trio. Ar trebui să bage duo. Solo, pardon. Nu prea avem arme, cine știe ce. Let's explore this way. Hi, hi, hi. Bine, bine, vedem ce facem. Looking for some loot here. Madness and good this
Let's explore this way. Da, ne concentrăm să vedem despre ce este vorba în acest joc, în noul sezon. Heads up. Gonna see if there's loot here. Shotgun ammo here. Less than 30 seconds. Rings nearby. Da. Interesant. Da, s-a format acest cub de gheață, după cum se și vede. Da, și normal că m-a ajutat ca să nu mai ies afară din joc. Mă, mai dăm și de oameni buni. Hai. Going to check out right here. Bun, sunt full. Ciudat. There's a sentinel over here. Checking for loot here. Da, cred că acolo se aude foarte mult zgomot. Da, și împușcături. Let's explore this way. Keeping an eye on this spot. Let's go this way. You're being aimed at. Heads up, we've got an airstrike coming in. Check in for loot here. Airstrike above.
recharging my shields. Just a scare. One thing. People have been through here. Attention. Delivering replicator. Replicator incoming. Catching myself up. Contact with target. Da, n-am avut ce să fac. Ăla s-a pus în fața mea și în loc să trag, m-a luat pe mine din plin. Da. Bă, ne-am descurcat cât de cât. Nu pot să spun că nu ne-am descurcat. Locul 11 este ceva. Bă, mi-a luat shotgun din prostie. Știi? Că nu știi să joci cu un singur asemenea armă. Na. Level 35. Bun. E un challenge de făcut. Aici. Și expirăm. Exact. Exact. Da, da, da. Greșeala mea, pentru că ăsta are puteri. Greșeala mea. Uită să dau pe cube de fiecare dată să-i dau puterile. Asta e problema. Da. Da, vedem, habar n-am. Hai să dau și eu roboțelul. N-am mai jucat cu roboțelul de mult. Și normal. Da. Introducing your champion. Bă, habar n-am unde să aterizăm, pe cuvântul meu. Hai să aterizăm și noi aici. Poate nu o fi atât de aglomerat în zona aceea. Poate, na. Toți coboară în mod direct pe aici, aici și mult aici. Da, vom verifica, boss. Vom verifica dacă mai putem să coborăm aici. Puțin mai încolo, dacă se poate. Hold your breath if you have to breathe. Nu te cred. Wonderful.
Got an evo shield here. Level 2. Nu s-a dus asta mă așa de repede, a? Dar trebuie să ne ținem după el, asta e problema. Knockdown shield here. Level 4. Let's explore this way. I've got an evo shield here. It's cool. Level 1. Bă, da, a plecat, mă. Da, a plecat departe ăsta. 45 seconds rings close. We're close to the ring. 30 seconds left. Seconds. The ring is fairly close. Ești deștept, mă. I can see that the ring's someone died today, but not me. Not now. Need to recharge my shields. Attention, delivering care package. Incoming care package. Let's go this way. Mă, dar rătăciți de ăștia mai găsesc pe cuvânt. Care fuge așa de bezmetici. Energy ammo here. I'm going over here. Light ammo here. Let's go this way. Punching a tunnel. Shut the portal. Ce porcărie de teleport. Da. Open supply bin over here. Heard that.
Unde e ăsta, mă, pe casă, unde e? Bate. Nu mai pot. N-am avut ce să-i fac. Da? Asta e, am zis că mă duc după el, să vedem dacă ce face și el. Dacă măcar ne ajută sau ceva de genul acesta. Vedem și noi. Da. Păi n-am jucat-o chiar atât de strălucit, să fim serioși. Ia-o, boss, și pleacă de aici. Hai. Știu că vine și zona asta, e problema cea mare. Bun, i-a spart armura, dar n-a avut ce să-i facă, i-a tras direct la cap. Da. Top 10, e ceva. Mă, nu prea știu să joc roboțelul. Din păcate. Da. Da, vedem despre ce este vorba, pentru că este interesant joculețul, dar vedem acum, Ana. Dacă îl voi juca, v-am spus, dacă vreți, căutați-l, jucați-l. De interesant, da, este interesant jocul, dar nu mă prinde, nu știu. Mai mult a juca Apex decât... Da. Hyperscape. Mă rog. Da, nu mă prinde, pentru că este un joculeț cam ciudat rău de tot. Și cu probleme din prima. Nu mă deranjează pe mine problema aia, că vezi că din cauza asta eu dezinstalez jocul, dar să ții atâtea jocuri pe care eu nu prea le joc, vă dați și voi singur seama. Puțin. Și na. Puțin ciudat, vă dați și voi seama că este, nu pot să spun că nu este. Hai mă să jucăm cu ăsta, frate. Eu cel mai bine joc cu acesta, dar jucam și cu asta înainte. Dar mă rog, bine că ai, frate, bine că ai personaj nou. Da, și-a luat item nou. Frumos. N-am ce zice. Înseamnă că știe să joace.
Sperăm. Okay. Let's make a choice. Land here. Ah, el coboară, nu eu. Am înțeles. Mă scuz, boss. Might be something good this way. Dar ce repede să mișcă pe cuvânt. Mă, nu fi eu profesionist, dar nici în halul acesta. Hai să fim serioși. Păi. Nu te cred. Bă, m-a luat. Bă. Da, foarte ciudat că m-a luat. Da, asta am spus, ca să nu mai mă complic cu atâtea jocuri. De-aia v-am spus că vreau să rămân pe astea, momentan. Lasă-l plece, boss, lasă-l plece. Bun. Acum poți pleca. I need shields. N-a avut ce să facă, a vrut să-și dea heal. N-a avut ce să facă. Da, locul 20. Da, joacă prea mulți, vă dați și voi seama, joacă prea mulți. Da. Bine, o să vă ascult și o să iau alt personaj dacă nu mă descurc cu acesta. Hai să luăm alt personaj. Da. Dar de ce să mă supăr? Nu e nicio problemă. Păi da. Nu toți suntem învățați, vă dați și voi seama, pentru că nu suntem atât de învățați să știm să jucăm. Uitați, boss. Uitați, boșilor. Uite, boss, am luat alt personaj. Asta e puțin mai greu. Da. Champion.
Dacă știu unde să cobor, uite tocmai aici. Bine, boss. Dacă toți zici aici, nicio problemă. Dar cred că e o problemă, că uite, o să ne facem praf. Știu ce am pățit, logic. Keeping a Raven's watch on this area. Attention, the champion has been eliminated. The champion fell. Da, ce armă mi-am luat? Bună, rău. Asta a fost în sezonul 5 care ți-a dat update-ul. Da, ne ducem după el. Let's explore this way. Da, nu știu pentru ce este. Poate pentru energie. Posibil. Da. Got an Evo shield here. Level 2. The ring is distant. Time is short. Use the map as your guide. The ring is moving. Let's explore this way. Let's explore this way. Scanning the area. Heads up. Care package coming in. Let's go this way. Da, e la fel ca și în Valorant, cum în Valorant cum poți să iei cu personajul respectiv. Da, da, da. Mă, pă, bune.
standard stop here. Level 2. Father, give me sight. Da, fiecare are preferința lui. Pe bune. Da, bravo că vine zona. Da, ce să mai zic, trebuie să așteptăm, asta este, în fine, nu mai contenește, nu mai contează. Bă, vine zona, bă. Nu, asta ce n-aude? Blessings upon us. A replicator descends. Let's go this way. Să nu zici că și ăla e troller. Pe cuvânt. Go, man. Go. Păi acum bine că o iei tu, mă, mai înainte. Păi da, cum? Păi da. Da, unii stă acolo, preferă să moară mai bine decât să nu vină partenerul lor. Păi aici a mai fost cineva. Da. Placing a portal. Use the map as your guide. The ring is... Nu mai intru. Set the portal. Let's
package coming in. Boys, vine zona. Da, bravo, mă, deșteptule. Eu am venit după tine. Ești deștept, mă. Ce să mai, că m-a luat zona. N-am ce să mai fac, că m-a luat zona și m-a și împușcat ăștia. Nu știu, ăștia ori sunt trolări, ori nu știu, nu înțeleg ce sunt cu jocurile acestea. Pe cuvânt, multiplayer-ul este foarte dificil. Vă garantez lucrul acesta. Ce am ajuns în... pe locul 11? N-a spus că de ce ajungem pe locul acesta, dar na, n-avem ce să facem. O să spun și așa că mai avem zile proaste. Dar na. Bă, mai încerc să mai joc cu el pentru că vă dați seama, mi-a mers foarte bine cu acesta. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați și voi butonașul de subscribe, m-ar ajuta foarte mult, să apăsați și butonașul de like și să distribuiți acest clip să vadă și prietenii voștri. Da, este interesant și sezonul acesta, dar m-ar fi bucurat mult mai mult să văd povestea în sine, să o vezi, nu că te lupți tu între ei și așa mai departe. E o nebunie totală. De-aia am și zis, bă, o merita. N-am zis că nu este fain. Am spus că este fain jocul acesta. N-am spus că nu este bun de jucat. Dar... trebuie să vedeți și voi ce mai vorbesc eu, să fiți atenți ceea ce vorbesc, ca să înțelegeți și voi despre ce este vorba, ce se întâmplă și așa mai departe. Da. This is your champion. Mă, dacă este, poate, cine știe, poate să zic că îl voi juca, poate, nu știu, îl voi încerca și eu, nu știu, vedem. Da. Ok. Da, bă, n-am zis nimica. Bine, acolo vrei, acolo coborâm. Nicio problemă. Nu e nimic pe acolo. Ăsta a dispărut, boss.
Nicio problemă. Atunci hai să ne vedem și noi de treaba noastră. Attention. First blood. First blood. The battle begins. Nu prea avem cine știe, dar uite că acum am găsit. Da, bravo, boss. Fight is not over. Da, mor pe player de ăștia care nu știe să joace, nici eu nu prea mă pricep, dar nu mă duc să mă omor din prima. Iar te duci mă rătăcilă singur. Might be something good this way. You hear that? There's a care package coming down. I need energy ammo. Vedeți de ce este bine să ai și gloanțe în plus. Looks like some people have been there. Someone's been here. Nu te cred. Last one down and a boom boom. I need some help over here. I'm going over here. Second shield healing ya.
shield battery here. Hostile right here. Taking a moment to heal. Shield battery here. Shield battery here. Go on now, say hello. Taking a moment to heal. Someone traveled through here recently. Keep an eye on this spot. Hostile over there. Eram sigur că mă trimite momeală. Da, eram sigur că mă trimite momeală, boys. Da, eram sigur, mă, că face chestia asta și normal. Nu vine să cred. M-a trimis momeală, mă. Și am picat, evident, în capcana lui. Da. Ca de obicei. Da, nu știu ce să spun pe cuvânt. Da, o să-mi iau, v-am spus, cel care știu să joc mult mai bine, pentru că e mult mai pe bine lucrul acesta. Nu știu, băi, parcă m-aș axa pe un joc mai bun. Exact, exact. Da. Orzonul și normal, că îmi place Money in the Bank și normal. Bă, dar vă dați seama, lucrurile acestea, 7. Ce v-am spus, rang 7? Eu am 35. Nici eu nu mă știu. V-am spus, conturi noi făcute. Despre ce vorbim? Hai să ne ducem și noi aici. Bine. Acolo ne ducem. Poate măcar dau și-o de oameni buni. Da. Asta am zis-o. Ce-ai coborât mai departe decât ar trebui. Poți să cobori și tu puțin mai încolo. Da, nu vine să cred. Bă, nu vine să cred, du-te, nene, de aici. Bă, ne-a luat pe amândoi, mă, ca de nuală, mă. Bă. Da. Măcar el... Da, unde am vrut eu să cobor, acolo a coborât. Da, mă rog. Bă, ce repede a meci, mă, din meci. Da.
Da, nu știu ce să zic, aici la duo poți să joci cu un prieten, de ce n-ar băga și solo? Nu știu, ar fi ceva mult mai fain. Uitați că cei de la Uplay a băgat solo din prima, e în beta și chiar nu înțeleg de ce și ăștia n-ar băga de la Origin AI ar băga și solo. Fiecare se duce colo-colo, fiecare face ce vrea. Pe bune, chiar am ieșit foarte, foarte prost de data aceasta. Dar mă rog. Așteptăm, nu avem ce să facem, așteptăm. Hai că luăm și pe ăsta să jucăm. Că nu prea am cine știe ce pe el. Da, 61 de kill-uri. Da, nu știu pe unde să coborăm. Credeți-mă că... Plictisit pentru ce boss să fiu? Pentru ce? Nu sunt. Un pic obosit că m-am enervat că a trebuit să caut și să rezolv problema aceea cu acel joc. E o mare tâmpenie din punctul meu de vedere. Da, OBS-ul, da. Toată lumea OBS, OBS. Merge foarte prost. Ai cel mai bun, e cel mai de praștii. Let's do this, brothers. Pe bune. Da, poate nu știu eu să-i fac setările. Aici aveți și voi perfectă dreptate. Da. Da, mă, de asta a luptat chiar tot, mă. Boss. Bă, nene, chiar tot ai luptat, mă. Ok. Let's go here. Mie ziceți că merge prea repede. Nu mai vreau să-l iau. Păi da. Bravo, mă, că te-ai dus să te omoare. Păi da, bravo, mă, șo deștept, mă. Bă, mă lași pe cuvânt. Sincer. Bă, n-am avut ce să-i fac. Și ăștia ce plezneală, mă. Da. Da, scrie că dreapta ca să poată să-și pună acea protecție.
Da, acea protecție ca să fie salvat, vă dați și voi seama. Hai că lăsăm tot pe ăsta, hai să-l punem. Zic că joc singur. Zic că joc singur. Bravo, boss. Mă bucur. Chiar mă bucur. Chiar mă bucur că pot să mă cobor unde doresc eu. Chiar mă bucur. De-aia mai și norocul să joci singur. Asta este, nu-i nicio problemă. Trebuie să ne concentrăm, băieți. Să luptăm și să avem grijă ceea ce facem. Nu-i nicio problemă că joc singur. Nu mă deranjează. Ia să mă duc și eu tot mai aici. Să nu sar ca ceilalți, nu-i nicio problemă. Dacă aș avea cu cine să joc, îți dai seama că l-aș pune și eu cu cineva și l-aș juca mult mai bine. Păi da. E adevărat, să am timp să cobor. No. Nu, 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 nu. Hai că plecăm acum. Ring's not that far. Looks like 30 seconds until close. Only 10 seconds left. Da, nu ne grăbim.
Let's go here. Acolo stăm măcar la camp. Da. Da, mai vine și zona. Pe aici nu putem să sărim. Aș pleca cu cel mai mare drag, dar vine zona. Du-te, bă, de aici n-a avut ce să-mi facă. N-am avut ce să fac. M-am făstăcit pe acolo. Dar m-a debuit nebunul. Da. Bă, să știți că merită să joace singur, nu mai te duci după nimeni. Să merită. E bun caracterul, nu pot să spun că nu este foarte bun. Bă, nu știu, am crezut că primim niște premii. Arme ceva noi, skin-uri băgate noi, decât personajul respectiv. Dar, mă rog.
Da, așteptăm să vedem dacă putem intra, dacă nu jucăm iară singuri. Mă, ar fi ceva să bage solo, pentru că vedeți și voi, bă, dacă ai prieteni cu cine să joci acest joc, da, să merită, să merită. Să joci squad, să joci mai multe lucruri. Da, așa e, aveți dreptate că mă complică prea mult cu mai multe jocuri deodată, în loc să joc ceva permanent, zi de zi, fresh, ceva care nu mai a fost de mult, mă complic eu singurel și na, e greu. Dar vom vedea și noi ce vom face, că v-am spus, vreau să-mi crescă și canalul, nu să stăm așa și să o lălăiesc. Doar de dragul de a pune și eu anumite clipuri pe acest canal. Mă, să știți că îl mai iau, pentru că e bun personajul, e foarte bun. Da, interesant skin-ul pe personaj. Da. Eu a zice tot. Bun. Dacă tu zici acolo, hai aici. Nu te cred, m-a păcălit. Bă, ești nebun. Fii atent că m-a păcălit, mă. Bă, nu te cred, frățică. M-a păcălit. N-am ce să fac singur, boss. Trei pe mine deodată, n-am. Ce să faci, frate? Asta unde e, mă? Unde ești, mă, paralelule? Pă bune, ia să văd și unde e, mă. A, păi pe ăsta-l doare direct undeva. Ia uite, e la distanță de mine, boss. Ești la distanță de mine. Degeaba-i scanezi. O să-l iau și eu pe ăsta înapoi. S-a îndepărtat de mine, mă. Da, nu mă ofensez sau cum a fost în primele episoade, știu și eu ce am făcut, mă supăram sau mă enervam până am prins mecanica jocului și să știți că chiar este faină. Dacă asta nu se duce să-mi dea viață, n-am nici da, nu se duce. Fiți atenți că nu se duce, boys. De-aia vreau să fac aceste clipuri mai speciale pentru voi. A abandonat, mă. Bă, mă lași.
Ha. Vedeți, măi, pe cine dau? De cine dau? De-aia și vă spun, aveți grijă cu cine jucați și ce jucați. Nu o să merită. Nu o să merită deloc, deloc, deloc să jucați, să vă supărați. Deci nu se merită. Dar ce să faci dacă e idiot? Poți să-i zic eu ceva că e nesi? Păi. N-am ce să-i mai zic. Asta e lumea, asta este oamenii, ăștia sunt jucătorii din toată lumea, n-avem ce să facem. Da, păi în ăla să campează mult mai mult, să știți că la Hyperscape am intrat foarte puțin azi, câteva ore de ce să mint, o jumătate de oră, poate și mai bine, și să campează rău de tot. Să-ți dea viață? Nici gând. Nu. Să te ajute? Nu. Da, copii care vor să joace și vede că jocul ăla are oportunitate, hai să-l jucăm, ăla n-are dreptul și tot așa, că sunt gratuite și așa mai departe. V-am mai repetat, dacă nu știți să jucați, nu intrați în orice joc, doar de dracu de a-l juca. Bine, mă, hai. Păi da. Eram sigur. Fii atent. Target spotted. Da, mă, să lutăm și noi tot ce se poate, pentru că ăștia vine doar pentru loot și pentru arme, mă. Making contact with enemy. I prepared this trial that others might test their skills, but perhaps I can join them. Hai, boss. Hai, măcar poate te duce și pe tine capul să facem ceva. Hai. Bun. Nice. Bun. Bine și așa. Așteptăm. Nu ne mai grăbim.
Bun. Through this weapon, I learned the truth of the old ways and the new. They are two more that propel us onward. I tackle this journey without fear. Bun. Might be something good this way. 30 seconds remain. Safety is an arrow shot away. If you need it. Listen up, the ring's moving. Hi, boys. Hi, boss. Am vrut să zic boys. Hai boss, hai boss. Marking our surroundings. Care package on high. Let's explore this. Da, da. Hai după loot. We've taken out the champion. Da. Evo shield here. Level 1. Let's go this way. Let's explore this way. Marking our surroundings. Might be something good this way. Extended heavy mag here. Level 10. Reloading. Taking a moment to recharge my shields.
bombings. Round two. Beginning ring countdown. Next ring spa. Grenade set. Flag grenade set. Is not closed. Taking a moment to heal. Recharging my shields. Da, bună mișcare, dar vine zona. Hai să ne mișcăm mult mai repede. Hai boss, hai boss, fugi, 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 fugi. Let's explore this way. Hi, hi. Got a hop up here. Hammer point. Marking our surroundings. Taking a moment to heal. N-am avut ce să fac, ăsta n-a făcut nimic.
Bă, am făcut, na, acum că am fost doi și s-a întâmplat, să știți că am mers bine, dar aici am interpretat puțin că am greșit el, dar mă rog, ne-am descurcat bine, zic eu, da. Da, e un joc foarte competitiv din punctul meu de vedere. Da, vom vedea, nu știu, vom vedea. Mai jucăm până la fix, da. Exact. Și normal că rămâne ca și clip, nu o să-l șterg. Da. Da, vom vedea dacă, uite, am intrat foarte repede în lobby, în match. Să știți că mai joc cu el, că este foarte bun. Bloodnoid e foarte bun, Bloodnoid. Da, și normal, e foarte, foarte bun. Introducing your champion. I will choose our location for battle. Să zic pe aici. Că aici e foarte aproape. Hai aici. Hi, boss. All father, give me sight. Ai de capul meu. Bă, nu te cred. Pă bune, chiar am murit amândoi. Ce repede. Da. Se mai întâmplă, da, se mai întâmplă. Da, așteptăm să vedem dacă intrăm în meci. Dacă nu, asta e, nu e nicio problemă. Văd că ne-a băgat.
Da, super. Hai că să fie cu fete. Da. Mă, vă dați seama că dacă nu-mi plăcea jocul acesta, Apex Legends, nu-l jucam deloc. Deci nu-l jucam. Astfel nu-l aduceam pe canal, nu jucam, nu aveam atâtea ore în el, n-aveam 35 rank, în Norzone n-aveam 60 rank-ul, așa că hai să fim serioși. Dacă nu jucam ceva, bă, nu-mi plăcea jocul respectiv. Vă dați și voi seama de niște lucruri. Hai să fim serioși. Vreau să am o comunitate strânsă și știu că o să fim o comunitate foarte strânsă și hai să strângem și noi măcar 6 like-uri pentru 6 sezoane de Apex Legends. Știu că putem, știu că se poate și normal. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să dați un share și un like, m-ar ajuta foarte mult. Și un subscribe. Nu. Hai boss, hai boss. Ne. Asta da, boss. Arma mea preferată, dar n-am gloanțe. Da. Automata, boss, automat. Păi da. Iar îmi dau de puștuliși care nu știe armele. Hai boss pe aici. Hai, hai, hai. New kill leader appointed. New kill leader. Eyes out farm. Hai, hai, hai. Nu, 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 nu. Ai, bă, du-te. Da. Da, știu, știu, știu că e, știu, știu. Bagă viteză. Cred, la magie pe ăsta. Unde ești, mă, rătăcitule? Bă, îmi lași și mie. Tăia automată.
Bun. Hai. Let's check out this area. Attention, delivering care package. Let's go this way. You hear that? There's a care package. Hai acolo, nicio problemă. Hai. S-aude împușcături și normal. Ce a zis aici? Și de ce nu vine asta după mine? Unde ești, mă? Shield cell here. EVA 8 here. Range shotgun, fully auto. Let's go this way. Let's explore this way. Da, m-a prins, n-am avut ce să fac. Păi, chiar m-a prins. Da, m-am descurcat bine acolo. Rings nearby.
be some loot here. I'll let you know. Rings next door. 45. Phoenix, get here. Let's go this way. Never mind. Not far from the ring. Half a minute. Okay. Hi, hi. Here's your birthday present. Let's check out this area. No. Out in the chimney. We're all inside the ring. Mhm, vino încoace, vino încoace. Helmet here. Level 2. Moving here. Grenade. Oh, painless, knocking at the door. Hai că m-a bifat. N-am ce să fac că m-a bifat. Pe mine m-a luat, mă, m-a luat. Da, interesant match pe final, interesant. Da. În primii 10, bun, bun. Bă, na, n-am avut noroc să dau kill, dar măcar am ajutat echipa. Asta este important, să-ți ajuți echipa foarte, foarte mult. Da, e foarte important lucrul acesta. Asta este zonul 6, băieți. Am rankat 36. Foarte interesant, boys. Bun. Punem acolo la colecție. Și acesta e un skill bun, dar nu îl avem încă. Acesta este sezonul 6, băieți, este interesant și povestea și ce trebuie să faci în el. Am jucat, v-am arătat, am rankat de la 34, am ajuns la 36, interesant, meci foarte tare. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să dați un share, un like și un coment și un subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Interesant și acest match, v-am spus, jucați dacă aveți cu cine să jucați, interesant, interesantă povestea, personajele și ceea ce trebuie să faci în această rundă ca să câștigi și să poți debloca anumite arhimenturi și anumite skill-uri ca să poți lua mai mulți bănuți, după cum se și vede aici, să strânge mult mai mulți ca să putem lua și noi un alt personaj. Deci acesta a fost Apex Legends noul sezon 6, interesant, să vedem ce mai ne pregătește și noul sezon și harta interesantă totodată. Bun, până data viitoare, pa, pa!